Da. Văd că sunteți cu... Da, cărăm de la fântână, că pompile astea, și ea și nu e. E greu? Păi, automat, că viața asta cum e, ce se face? Trebuie să băim apă, că fără apă nu putem trăi. Restricțiile în furnizarea apei potabile au fost instituite în Prahova de luni-noapte și vor fi în vigoare până pe 30 iunie. Mai multe localități sunt vizate de aceste măsuri. Între acestea se numără Jugureni, Călugăreni, Gura Vadului, Scorțeni și Telega. Gândiți-vă că la Riceștii Zeletin dăm apă în jos până la Șoimari, podenii noi, dintr-un singur rezervor. Toată creșterea de consum din acest areal este asigurată de către rezervorul din Aricești. Ne confruntăm cu ceea ce tehnic se numește secetă pedologică. Asta înseamnă că, din punct de vedere tehnic, capacitățile de furnizare ale puțurilor sunt scăzute, având situații unde nivelul de alimentare cu apă a scăzut cu aproape 80%. Conducerea operatorului de apă canal Hidroprahova anunță că măsura este impusă strict pentru refacerea stocurilor de apă. Asta înseamnă că la nivelul respectivelor OAT-uri consumul de apă a crescut exponențial și nu doar pentru asigurarea calității vieții. Consumatorii utilizează apa pentru activități secundare la nivelul gospodăriilor, mai pe românește pentru udat curți, pentru încărcat piscine și pentru tot ceea ce nu ține de asigurarea vieții. Așa se întâmplă și în cazul comunei Telega, acolo unde primarul a mers chiar el să-i sfătuiască pe oameni să folosească eficient resursele înmagazinate în bazinele comunei. Ținând cont că în ultima vreme temperaturile au fost foarte ridicate și consumul de apă este foarte mare. Unii din cetățeni mai udă grădinile și pomii, alții mai au piscină. Am încercat să avem înțelegere să fie mai limitat cu consumul. A trebuit să facem o restricție de apă pe timpul nopții, între orele 24 și 5 dimineața, ca în acest timp să facem o rezervă în bazinele de apă. Câte drumuri faceți pe zi? Mai am și animale, care mai multe, o, două, trei rânduri. Da. Situația așa e și nechinuit. E rău, cum să nu fie. Vin copiii de la servici și n-au cu ce să spăla, fiindcă n-are presiune, nu... Și noaptea se oprește. Toată noaptea n-am oprit-o. Adică o problemă mare, oricum. Normal. Cred că ar trebui făcute niște schimbări, în sensul că să fie cumva apă tot timpul. Deci, mai ales cu seceta asta. Asta deci, e. Nu știu, ar trebui discutat la nivel mai înalt, știu și eu, cu conducerea la Hidroprahova, primăria. Îi spun că vor să refacă stocurile, că sunt mulți cei care încarcă piscine sau, eu știu, udă grădina, dar oamenii au nevoie până la urmă și pentru asta. Da, da, da. Da, așa este, dar a trebuit făcut cumva, a ajuns la un fel, la o înțelegere. Conducerea Hidroprahova avertizează că în cazul în care consumatorii nu respectă măsurile luate, perioada cu restricții în furnizarea apei s-ar putea prelungi.